Prietenia este floare rară, spune proverbul, iar când îți găsești prieteni adevărați, nu trebuie să-i mai lași să plece vreodată. Există prietenie în folclor? Ne răspund la această întrebare artiștii noștri de astăzi. Cât de bine se cunosc și dacă într-adevăr prietenul se cunoaște la nevoie, ne vor dezvălui în câteva clipe. Detalii picante, întâmplări neștiute, amintiri, noutăți muzicale și ingredientul unei prietenii trainice ne vor fi mărturisite doar la Matinal și Populari. Bună dimineața, oameni buni, oameni dragi. Bună dimineața echipei, bună dimineața tuturor. Bună dimineața tarafului Adriana și Robert Popescu. Bine ați venit la noi în această dimineață. Bine v-am găsit. Bună dimineața, Mihalis. Bună dimineața, dragii noștri prieteni. Bună dimineața echipei noastre frumoase. Bună dimineața. Spun și eu tarafului Adriana și Robert Popescu. Bună dimineața, bună dimineața. Bine ați venit, dragilor. Bine v-am găsit, dragilor. Bine, minunat, proiecte noi. Muncim. Doamne ajută. Toate bune, ca să zic așa. Toate bune, ca să zicem așa, toate bune. Am vorbim. Venit să încântăm telespectatorii și pe voi și pe noi și pe toată lumea. Așa să faceți. Doamnelor, domnilor, tarafa avem, noi suntem prezenți, echipa este la datorie, drept pentru care și astăzi, fiind miercuri, avem o emisiune extraordinară. Pentru că, draga mea, Lavinia, astăzi vorbim despre prietenie. Oh, ce frumos! Îmi place treaba asta cu prietenia, deși este un subiect destul de sensibil. Este destul de sensibil. Doamnelor, domnilor, aveți prieteni? Prieteniile se fac din interes? Prieteniile și prietenii se aleg, se auto-aleg? Ia să vedem ce ne spune și dumneavoastră în această dimineață, atunci când vorbim despre prietenie. Eu știu ce cred? Că se produce așa o chimie între oameni și nu au nevoie de foarte multe cuvinte, li se lipesc sufletelele și rămân prieteni pe viață. Cei care sunt prieteni cu adevărat. Privește-ne pe noi doi. Da. Aceasta este definiția prieteniei, doamnelor și domnilor. Fără niciun interes. Fără niciun interes. Fără interese ascunse. Da. Nu mai credeți prostii, că nu e adevărat. Da, nu mai credeți prostii și nu ne mai întrebați prostii. Noi suntem prieteni, colegi și oameni buni care venim în fiecare dimineață să vă simțiți bine. Vreau să-l rog pe Robert Popescu să ne-i prezinte și pe prietenii lui. Cum să nu? Avem aici pe minunatul Ionuț Stângă. Bună, bună dimineața, Ionel! Și avem la clape pe domnul Dan Turcitu. Bună dimineața, Dan, bine ați revenit la noi.
Și mai avem colegi care sunt plecați, sincer să fiu, nu dorm, sunt plecați în concediu cu soțiile de 7-8 martie și n-am putut să-i aducem. Foarte frumos. Îi aducem în altă zi. E bine că își plimbă soțiile. Va veni și Adriana, soția ta. Da. Voi astăzi o să vă plimbați așa prin probabil mai multe genuri muzicale și vom vorbi despre taraful vostru. Cum să nu, unde sigur vă găsesc oamenii. Poți să spui acum o pagină de Facebook dacă vrei. Da, avem pagina Adrianei. Adriana Maria Popescu Oficial. Acolo ne pot contacta telespectatorii să ne lase mesaje pentru evenimente, pentru orice eveniment important din viața dumnealor și pentru a urmări activitatea noastră de artiști. Deci Adriana este cea care este online, managerul, cum s-ar spune. Da. Ea este forța noastră. Ea este forța voastră. Doamnelor, domnilor, v-am prezentat și prietenii din Taraful, Adriana și Robert Popescu, dar, draga mea, Lavinia, avem și aniversație astăzi. Așa este, dragul meu, Mihalis. Cine se sărbătorește astăzi la noi la Matinal și Populari? A fost ziua lui Sebastian Comăneci, iar astăzi și-a adunat gașca de prieteni pentru a-și continua această frumoasă zi. Pentru că la noi se fac cele mai frumoase petreceri. Noi facem cele mai tare aniversări. Dacă vreți, doamnelor și domnilor, să vă sărbătoriți zilele de naștere și nu numai, să știți că apelați aici cu încredere. Puteți veni la Matinali și Populari, se fac cele mai frumoase petreceri. Da, eu vreau să-l invit pe Tomiță lângă noi, pentru că el de obicei nu vrea să apară în fața camerelor de luat vederi. Tomiță, astăzi este ziua soției tale. Bună dimineața! Bună dimineața, Tomiță! Bună dimineața, Toma! Să-ți trăiască soția, la mulți ani! Să-ți trăiască soția. Toma, lucrezi în televiziune. Spune. Nu soție, cine vrea, că o ții chiar tu. O ții chiar tu. Și vreau... bine. Treaba că nu e soția mea, e concubina mea. E concubina ta. Suntem împreună de 12 ani și nu am făcut. N-ați făcut? Vreți să vă ajutăm că facem cele mai bune petreceri? Toma, dacă toți suntem nașii succesului, riscăm să fim nașii la o nuntă reală. Mai bine. Mai bine, dacă nu te-ai auzit. Toma, să-ți trăiască iubita. Mulțumesc frumos, da. Iubita vieții tale. Mulțumesc. Cum o cheamă? Dana. Te rog, transmite-i ce vrei tu. Dana, la mulți ani. La mulți ani, te iubesc foarte mult, de-abia aștept să ne vedem de seară și n-avem nicio surpriză pentru tine. Așa trebuie să știi tu, Dana, că nu au surprize pentru tine, dar cu siguranță vor avea. Nici? Nu avem. Așa vă păcălim de două zile, că n-avem nicio surpriză. Așa. Și eu și cel mic. Te păcălim, n-ai nicio surpriză, Dana, nicio surpriză. Toma este colegul nostru și de ce nu, doamnelor, domnilor, trebuie să le facem surpriză și colegilor noștri, iubitelor lor, soțiilor lor. Și așa mai departe, draga pentru mea Lavinia. Pentru că și ei ne fac nouă surprize. Lăsați-mă cu surprizele, că eu am parte mereu de surprize. Cui se scoate și ziua ta a fost foarte frumoasă și am reușit să-ți facem o mulțime de surprize. Îi mai punem câteodată și pe colegii noștri în fața camerelor, pentru că ei stau doar în spatele camerelor de luat vederi. Da, doamnelor, domnilor, știți, vă facem și noi acum o surpriză. Intrăm într-o pauză de publicitate. Da, scurtă. Revenim imediat, pentru că trebuie să facem o fotografie. Iulian Frumosu, Iulian Radu Gheorghe, e pregătit să ne facă fotografia. Muzica maestrilor, dar ca să fie bine. Thank you.
Doamnelor, domnilor, ia uitați cum este petrecerea noi și în pauza de publicitate. Noi se cântă, se domnule, cântă. Se cântă. Asta înseamnă să fii pasionat de muzică. Cânți tot timpul. Noi vrem să vă invităm pe pagina noastră de Facebook, pentru că suntem pasionați și de Facebook și de fotografie. Colegul nostru, Iulian, a avut grijă să ne facă o fotografie. Poate nu prea inspirată astăzi. Mă, Iulian, ce se întâmplă cu tine? Azi că nu a fost Iulian cu, poză, cu inspirație frumoasă. Da. Mai are și el zile proaste acum. Dacă tot îl lăudăm, ar fi cazul să-l și tragem de mânecuță când nu face poze. Are mâne scurte, scurte. Astăzi. Da, dar oricum, nu-și de mânecuță nu putem să-l tragem. Oricum, noi suntem extraordinari, oricum noi facem audiență, oricum noi suntem foarte frumoși și deștepți. Ne vedeți. Și, ne vedeți. Suntem în fața dumneavoastră în fiecare dimineață și vă invităm pe Facebook-ul nostru, pe Matinal și Populari, să intrați acolo, să distribuiți fotografia noastră. Suntem și pe Instagram, suntem peste tot. Să nu crezi că dacă mă uit în cameră, n-am ochiul de soacră format și nu văd de jur împrejur. Iuliane, Iuliane. Iuliane, Iuliane, hai să avem o ambianță plăcută la Matinal și Populari și să invităm formația Ambient! Ehe! Bună dimineața, băieți! Ambient, doamnelor și domnilor, pentru prima dată la noi, la Matinal și Populari, ne bucurăm că ne facem prieteni. Să rămână, vă mulțumim și noi! Bine ați venit! Vrem așa să vă prezentați dumneavoastră fiecare în parte, pentru că știm că aveți un nume foarte interesant și, da, Doamne ferește, să nu-l greșim, că nu mai avem miei de dat. Formația se numește Ambient. Condusă de asta Nelu, Nelu Păun. Bună dimineața! Marius Colombo, solist vocal, și Silvian Lavioară pentru toată lumea. O să încercăm să facem ceva frumos. Dar eu știți pe vestitul Colombo? Da. Știți, aici ați găsit vreun caz pe la noi care trebuie investigat? Da. Sau doar ca... Da. Care e ăla? Care e ăla? Deci emisiunea dumneavoastră este foarte populară și... Și matinală. Și foarte audiată în toată lumea. Și de aceea ne-am hotărât cu toții să venim să la dumneavoastră. Să investigați de ce au, domnule, ăștia atâta audiență. Da. La noi toată lumea, doamnelor și domnilor, vine pentru că noi așa suntem nașii succesului. Iar în continuare îl ascultăm pe investigatorul Colombo, formația Ambient. Socrii mari și socrii mici, tare mai sunt fericiți cu
dimineața luminează toată casa. Joacă nașul și cu nașa până li se udă cămașa. Ginerică și mireasa luminează toată casa. Joacă nașul și cu nașa până li se udă cămașa. Dar nu vreau să mi se rupă cămașa neam, pentru că e un pic cam scumpă. Marius Colombo, formația Ambient. Sunteți foarte simpatici, sunteți foarte ok, o melodie și foarte energici. Frumoasă. Asta și, ne place. Și transmiteți o energie pozitivă. Felicitări. Mulțumim frumos. La microfon. Că mulțumim frumos. La televizor trebuie să ne audă și populația, că și noi suntem aici ca în Star Trek cu microfoanele astea. Și cu siguranță o să mai revenim la dumneavoastră în platou. Păi așa se întâmplă. Unde vă găsesc oamenii? Prietenii noștri se simt foarte bine pe... la noi și revin. Pe Facebook, așa. La Nelu Păun, formația Ambient. Nelu Păun, formația Ambient. Marius Colombo are Facebook? Da. Așa, a, deci pe toate Facebook-urile voastre să intre. Aveți Instagram, canal de YouTube? Da. Stai să vezi de acum încolo câte hai să-i dăm microfonul un pic lui Nelu să ne povestească despre Instagram. Pentru contactare, Instagram, formația Ambient, Nelu Păun. Facebook, așa. La fel. Și YouTube, exact. Formația Ambient. Ambient Nelu Păun. Ca să nu se încurce oamenii, Ambient, pe peste tot. Vă mulțumim tare mult. Și noi vă mulțumim din suflet. Și vă mai așteptăm pe la noi să facem așa o petrecere mare, pentru că cu siguranță avem vom fi alături de dumneavoastră. Adică la Nașu și Nașa mai trebuie să compuneți o piesă. Da. Nașu și Nașa, Nașu și Nașa succesului. Vă mulțumim tare mult. Și noi vă mulțumim din suflet. Doamnelor, domnilor, noi mergem mai departe. Le mulțumim formației Ambient, dar vine o fată frumoasă și simpatică, am văzut-o deja în culise, de-abia așteaptă să intre la noi în platou să ne încânte. Se numește Bianca Mitroi, spunem bună dimineața! Bună dimineața! Și bine v-am găsit. Bianca. Mulțumesc frumos. Nu știu cu ce actriță semeni, dar o să-mi amintesc până la finalul emisiunii. Ce faci? De unde vii? De unde ești? Eu am venit de la Târgu Jiu. Sunt din Mehedinți și sunt pentru prima oară. Și scoți oamenii din minți. Nu știu ce să zic. Cred că sună mai bine și asta. Scoți bărbații din minți. Că... Ei, ziceam așa muzical vorbind. Ah, da, și eu tot muzical mă refeream. Muzical, da. Eu tot muzical. Bine ai venit la noi, Bianca. Bine, ne bucurăm de cunoștință. Ce ne vei cânta astăzi? Prima piesă este pentru mamele noastre. Se numește Azi la tine, mamă, pentru că se apropie ziua de 8 martie. Și eu vreau să le fac această surpriză muzicală. Ele sunt cele mai dragi ființe din viața noastră. Așa este. Și merită toată prețuirea noastră. Să ne trăiască, să ne bucurăm de mămicile noastre și să le dedicăm această melodie frumoasă. Tuturor mamelor vă cântă Bianca Mitroi. (Fie)
Felicitări, Bianca Mitroi. Te iubește sau nu te iubește?
Nu știu, el să spună asta. El să spună asta. Bianca... Păi data viitoare vino cu el să-l întrebăm noi. Îl luăm noi la rost. Promit că data viitoare vino cu el. Există un el. Să te caute oamenii pe Facebook doar pentru spectacole și evenimente. Exact, să nu da. Te caute băieții pentru altceva, că ești luată, dată. Căutați-o, băieți, că nu se știe niciodată. Nicolae Datcu, știu că urmezi să intri la noi. O cauți și tu pe domnișoara, pe Bianca Mitroi. Urmează să intre Nicolae Datcu, doamnelor și domnilor. Bianca, și nu mai are răbdare. Nu mai are răbdare. Te rog să le spui telespectatorilor unde te găsesc. Fă-ți reclamă, fă-ți reclamă, că ai venit la Matinali și Populari. Am o pagină oficială, Bianca Mitroi Oficial, pe canalul de YouTube, tot așa, Bianca Mitroi. Anul ăsta este full, nunți evenimente sau mai ai loc să vină? Mai avem loc, mai găsim, avem loc. Găsim. Găsim loc. Doamnelor și domnilor, îi mulțumim Biancai Mitroi. Mulțumesc pentru eu. Că a trecut astăzi pe la noi. Mai trec. Mai treci? Vino, draga noastră. Mă mut aici la București și... Bravo, te vin mai așteptăm. Des. Vino mai des. Doamnelor, domnilor, noi mergem mai departe pentru că, așa cum ați văzut, avem un invitat nerăbdător să intre la Matinal și Popular. El se simte aici ca la el acasă. Domne, face cum face și vine primul pe holurile Etno TV de fiecare dată. Și stă, uite, așa pe gard. Exact așa stă pe gard și așteaptă să intre. Oare își caută roata? Nu știm, ia să aflăm. Doamnelor, domnilor, intră chiar acum Nicolae Datcu. Bună dimineața! Bună dimineața! Uite, m-am trezit cu o răgușeală așa. Oh, de la mine ai luat-o. No, că nu să răcuși și de o săptămână. Să nu fie, mai așa, Doamne ferește, vreo coroană. Face semn cu... Ce face Nicolae Datcu, în afară că are o mică răgușeală? Nu știam, dar tot mereu vreau să greșesc numele. Bogdan îi zic tot mereu. Bogdan îi zici mereu? Da. Să vii cu mielul, că se apropie Paștele. Ce faceți, dragii mei? Am fost la ziua ta, a fost frumos. Să ziua mai mea ziua. E în fiecare zi, să știi. Să-ți mai serbezi ziua. Și astăzi mi-o serbezi. Gata, am băut, a fost bine. Ce faci, Nicu? Bine, mulțumesc că am venit cu drag la voi, ca de fiecare dată, la tine și la Lavi. La bine. Lavi, aceeași frumusețe, Lavi. Neschimbat. Și tu același om extraordinar, hey, Nicolae Datcu, te punem la cântat și mai stăm de vorbă după. Avem și un videoclip frumos. Da, sigur. Hai, roată. Un cântec frumos. Hai, roată și ia roată. Ia unde merge roata? Se întoarce. Înainte, dar se întoarce și înapoi. Depinde de... Depinde de situație. Totdeauna se întoarce dacă roata. Dacă dai mașalier, dă înapoi. Am înțeles. Doamnelor, domnilor, hai, roată și ia roată. Nicolae Datcu, Nicu al nostru. E prea mult de povestit. Am trecut prin bunerele, dar am pătimit cu ele. Mulți mai cred că vieții roată nu se întoarce niciodată, dar o întoarce Domnul Sfânt la cel care a greșit. Hai, roată, te întoarce, că nu-mi dau dușmanii pace. Vino și fă rânduială pe a vieții scurtă scară. Hai, roată și ia roată, mai întoarce-te odată, chiar de la mulți nu le place, răul făcut se întoarce. Au fugit când am căzut. Au uitat că au stat cândva
în casă la masa mea. Dar am auzit aseară că s-a întors roata iară. Pe mulți la pământ i-a pus, de pe treapta cea de sus. Ai roată, te întoarce, că nu-mi dau dușmanii pace. Vino și fă rânduială pe a vieții scurtă scară. Ai roată și ia roată, mai întoarce-te odată. Iar de la mulți nu le place, răul făcut se întoarce. Și o cruce care o poartă. Mergi cu ele cât se poate, nu le pune pe al spate. Omul bun de omenie trăiește cu bucurie. La altul amar nu face, roata vieții se întoarce. Ai roată, te întoarce, că nu-mi dau dușmanii pace. Vino și fă rânduială pe a vieții scurtă scară. Ai roată și ia roată, mai întoarce deodată. Chiar de la mulți nu le place, răul făcut se întoarce. Felicitări, Nicule! Te invităm. Mulțumesc. Unii îți spun Nicule, alții îți spun Datcule. Nicu, Datcule. Alții Nicolae. Alții Nicolae, alții Nikos, alții Nikos Vertis. Vertis, da. Da. Ce faci, Nicule? Bine, mulțumesc. Sănătos, vin de fiecare Nicolae dată. Nicolae Datcu. Da. Vrei să stai cu noi la Taifasuri? Mi-ai luat mai mult. Din nu gând. Ți-am luat o. Vreau din gând. Gând. Eu numai la Taifasuri vin să stau noastre. Cu voi. Tot ce avem este la fel. Deci nu, doamnelor, domnilor, foarte rar li se întâmplă prezentatorilor să gândească la fel. Noi gândim la fel și vorbim la fel. Eu vreau la Taifasul și la bârfe cu voi. Astăzi la Taifasul stăm. Doamne. Și invităm pe toți telespectatorii noștri să meargă să cumpere revista Taifasuri. Este foarte adevărat, în acest număr toți cititorii revistei Taifasuri se pot bucura de o broșură cu cele mai frumoase rugăciuni ce se pot citi în postul Sfintelor Paște. Așadar, doamnelor și domnilor, cereți vânzătorului de presă împreună cu revista Taifasuri și această broșură. Vă puteți bucura, ca de fiecare dată, de foarte multe articole interesante, Farmacia Verde, Horoscop, Cupidon stă la Taifasuri, interviuri în exclusivitate. Și de asemenea vă puteți abona, vă invităm pe toți să vă abonați la revista Taifasuri, pentru că avem foarte multe premii, weekenduri de suflet la Roma, la Barcelona, corturi, o mulțime de premii. Ți-e fomică? Mușcă cineva din ea. Da. Cineva a mușcat. E butaforie. Totul e butaforie. Dar să știi că dacă vrei o cană de ceai, nu este butaforie. Este adevărat ceaiul. Ce este, mă, la... Ceai de fructe. Care fructe, mă? De pădure. Din pădurea la... în care ai filmat un videoclipul. Eu sunt meură la dita mai ăsta. Dar tu nu ne vedeai pentru că era ceață când noi culegeam fructele din pădure. Da, smeurica. Da, nu ne vedeai, era ceață. Cum merge melodia, cum merge videoclipul? Foarte bine. Foarte bine. Tot merge văzut? Roata, se învârte roata. Hai că până la urmă... Și înainte și înapoi, depinde, înapoi dacă face rău, cum spune cântecul. Nicolae Datcu. Înainte dacă faci bine. Ce crezi despre prietenie? Cea mai frumoasă și cea mai deosebită, cum să zic, ai prieteni? Stare. Ai prieteni, dar prieteni adevărați? Ai prieteni adevărați? Foarte mulți prieteni adevărați. Serios? Și eu iubesc pe tot și pe colegii mei și există nu și prietenii. Nu lăsăm la o parte cunoștințele, chiar deși, prieteni adevărați. Da, deși merge zvonul ăsta că la noi în muzica populară, interpreții nu sunt prieteni de bas, sunt. Sunt prieteni. Cine dorești, unii. Cine dorește acest prietenii lucru, poate să fie. Ni alegem sau se autoaleg? Măi, și alegem, ne mai dă și Dumnezeu. Unii, adică ne învață Dumnezeu cum să-i alegem, hai să zic așa. Ne învață? Ne dă acolo. Simțim chimia simțim atunci. Simțim atunci, da, chimia. Când să știi că există o persoană. Așa, să știi, da.
Există să întâlnești, uite, la ansamblu Ciocârlia, eu aveam o prietenie foarte bună cu Marian Alexandru. Din momentul când am venit la ansamblu Ciocârlia ca militar în termen, a fost așa o chestie, am deschis ochii, atunci ne-am cunoscut și a fost așa o prietenie fantastică. Îl salutăm pe maestru Marian Alexandru. Într-adevăr, da. Este un om extraordinar. Prietenul nu are cum de să nu se lipească și de suflet. Și a făcut foarte a rămas o prietenie așa, din semne, din ochi. Nu vorbesc numai la cântat. Și peste dar tot. Ți-ai dorit vreodată să fii prieten cu cineva? Mie nu mi s-a întâmplat. Uite, iar o prietenie frumoasă cu Mihaela Gurău. Care a fost, o salutăm pe Mihaela. Iar la fel. Mai am un coleg la ansamblu Bogdan Ionescu și mulți alții. Să știi că există chimia asta, cum ai spus. Vă faceți concediile împreună, mergeți la privare, da, nu vorbim doar de turnee și strict acum profesional. Acum nu, dar în trecut da. Dar acum mai suntem ocupați cu alte. Dar în trecut am făcut concedii împreună. Ne-am spus păsurile. Ne-am ajutat în profesie. Foarte frumos. Uite, i-am rugat-o odată. Fă un cântec și mie, că tu creezi foarte bine cântec. Mi-a creat cântecul ăsta, Satul Pustii de Lume, ea l-a creat pentru mine. Marian Alexandru. Nu. Mihaela. Marian Alexandru mi-a făcut ăla. La. L-a creat pentru mine. A simțit. Există vreo doză de interes în prietenie? Nu cred interes. La mine nu. Că n-am pentru ce. Nici la noi nu există, doamnelor și domnilor. Nu știu, la alții, poate la alții, nici la mine, prieten nici la... doar ca să fie ajutat și doar atât și a terminat programul și a terminat cu prietenia, știi? Și a terminat programul și a terminat prietenia. Da. Doamnelor, domnilor, cu prietenie revenim și noi după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi. Să vă dăm pe spate pentru că avem o emisiune extraordinară și un taraf minunat aici la noi în platou, la Matinal și Popular, și vrem să reîntregim echipa, pentru că orice taraf, și familia, și dumneavoastră, că este condus de o doamnă și nu că o spune o altă doamnă, dar așa se întâmplă în general. Taraful Adriana și Robert Popescu se întregește chiar acum. Așa este, draga mea Lavinia, pentru că în acest moment intră în platou Adriana Popescu. Da. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci, Adriana? Mai așa primire să-ți facă băieții tăi, eu care mă așteptam să fie așa, dar ei sunt cu minți, ascultă de tine, nu? Păi le e frică, temători. Nu de altceva. Le e frică, dar de ce le e frică? Să mă dau mai așa. Păi până la urmă, cu e frică, ție sau lor? I-am trezit de dimineață, înțelegi? Și nu sunt mulțumiți de ora de trezire. E vorba de ciorba caldă. Am înțeles. Am înțeles. La ei nu mă bag. No. Ia, povestiți-ne despre noul proiect. Noul proiect este vechi la noi, doar că nu ne-am prezentat în fața telespectatorilor în formula pe care o vedeți. Nu este toată formula prezentă, pentru că avem colegi care mai și lucrează în alte domenii. Și și-au scos soțiile, am înțeles, la plimbare de 8 martie. Au văzut că a dat soarele afară, ghiocei la lele, știți voi. Știm. Așa e cu ghiocei. Colegii poate vor să... facă niște copii, să mulțim țara. Acum au și ei o vârstă, nu mai lasă, să facă și alții care nu au. Da, care nu au? Unii n-au. Nu știu, n-au. Eu am 545, doamnelor și domnilor, la școala unde predau. Credeți-mă că e suficient. Dragii noștri, vă punem la cântat, după care mai stăm de vorbă. Doamnelor, domnilor, taraful Adriana și Robert Popescu. Live! Lumea, sunt bucuroasă, îmbrac roche de mireasă și mă duc la cununat de mână cu al meu bărbat și mă duc la cununat de mână.
gura. Dragostea ce-ți port ne-a dus noroc. Dar și eu, mândră nevastă, în rochița de mireasă, de-am bărbat de mâna, a pupat de-aș gura, dragostea ce sport ne-a dus noroc. De-am bărbat de mâna, a pupat de-aș gura, dragostea ce sport ne-a dus noroc. Și la bine și la greu, azi ne-a unit Dumnezeu. Și la bine și la greu, dăm bărbat de mâna, acum pupați-aș gura, dragostea ce sport ne-a dus noroc. Dăm bărbat de mâna, acum pupați-aș gura, dragostea ce sport ne-a dus noroc. Domnilor, Adriana și Robert Popescu, vă invităm alături de noi pe Turcoazică, pe amândoi, soțul și soția, pentru că nu e așa, este luna martie și toți domnii își răsfață soțiile, măcar așa, ca să ne putem păstra amantele. Nu asta voiam să zic. Nu voiam să zic asta, nu, nu, nu. Și la ora asta? Și la ora asta. Eu mai glumesc, doamnelor și domnilor, să ne trezim dimineața. Da. Adriana, Robert, de câți ani sunteți căsătoriți? Anul acesta facem oficial 20. 20 de ani. Mulți înainte! Da, mulțumim frumos. Deci, oficial înseamnă 20. Înseamnă că Robert trebuie să puncteze anul acesta la cei 20 de ani. Eventual poate să înceapă de pe 8 martie cu surprizele. La microfon. Nu m-a supărat dacă ar începe și de pe 4-5 martie. Da, nici o doamnă nu se supără atunci când surprizele apar mai devreme și dacă pot ține tot anul și în fiecare zi și la fiecare secundă. Ei, să nu exagerăm că ne plictisim. Eu una personal m-aș plictisi. Dar tu faci surprize, Adriana? Da, cum să nu? Ciorbă de burtă, sarmale, friptură. Se vede, nu se vede. Sunt cerute. Și că se vede, nu se vede. Sunt cerute, în ciuda faptului că el arată foarte bine și îmi face mie nervi. Îți face nervi că arată bine soțul tău? Da. Sau îți face pe plac? Între ghilimele nervi. A, știu, știu, dar încerc și eu. Hai mă, să spun adevărul, e invidioasă pe el, care are un metabolism. Da, am individie, bun. Asta e, individie. Individie. Are individie Adriana și... Păi el mănâncă sarmalele și nu se depune nimic. Eu mănânc decât varza și tot se depun. Nicolae Datcu a slăbit foarte mult. Păi nu știu, că el cred că mănâncă bătaie, nu? De la o vecină, zice Nicolae microfon. Datcu. Bătaie de la o vecină, că i-am mâncat oala de sarmale. Bă, pusul a răcit, pe aia i-am luat sarmalele de oală și le-am mâncat. Zis. Așa, ai trecere la balcon? Sau? Îmi bim mâna și dau mâna cu ea, iubirea. Viața mea, unde vine nevastă? În ce bloc stai? Să mai sunt apartamente? Blocul e. Da, dacă mai sunt apartamente, da. Venim și m-am gândit să fac o ușă între, că am posibilitatea. Îmi place blocul vostru. Să fac o ușă, dar mi-e teamă că... Dar lăsați ușile descuiate și intrați de la unii la alții în bucătărie. Mi-e teamă să... Nu știi, aici faci peretele acum pentru o ușă. Nu, mi-e mai teamă să nu intre și altcineva și pe ușă. Hai mă, că trimite-o pe Robert să te ajute. Că mai am niște vecine la etajul superior și un inferior. Care nu fac sarmale așa bune. Da, 60, 70, 80, da. Alea mă simpatizează pe mine. Mă simpatizează. Noi acolo avem noroc. Noi acolo avem acolo noroc. Avem noroc. Da. Da. Că tot e perioada asta să vă alegeți, să ne alegem, de babele? Fapt, babele. Eu am o babă. Baba mea, am o babă. Baba mea e crăcănată. A mers și ea, nu am văzut-o în ceața. Are probleme cu, de la reumatism. Da. N-ai văzut-o că era ceață. Da. Da.
Da, eu mai știu că la tea babe când ți mie. A mea în este... fiecare zi. Baba mea este... Cum se pune babele astea? Că nu mai știu. Ziua de naștere. E pe 25 martie. 7 atunci. Pe 7. Pe 7 e baba mea, da? Pe 7 e baba ta. E sâmbătă. Bam, da, 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 de bună vestire s-a născut. S-a vestit mult când m-a apărut el. Deci pe 20... O nenorocire s-a vestit. S-a vestit o nenorocire. Te rog, Robert. Eu am mai multe babe. La mine, la unde stau eu cu casa, dacă vezi câte babe sunt. Deci tu înseamnă că ți alegi babele câte vrei. Da, bineînțeles. Am înțeles. Voiam, ajunge mama voiam să întreb pe Adriana și pe Robert. Dacă în căsnicie, între soț și soție există și o relație de prietenie. Este... Noi astăzi vorbim despre prietenie. Este baza căsniciei. Este baza căsniciei. Este prietenie. Baza căsniciei. Din momentul în care te cunoști, prima dată și prima dată este o prietenie, nu? Prietenia se poate menține în timp? Absolut. Cum se menține o prietenie în timp? Se menține cu încredere, cu... Comunicare. Comunicare, foarte multă comunicare. Se menține cu iubire, se menține cu respect, pentru că prietenie înseamnă multe, foarte multe, foarte multe. Se menține cu dragoste de viață, se menține și cu las eu și lasă și tu. Facem și cu câte o oală absolut, cu sarmale. Absolut. Și cu câte o oală cu sarmale și o ciorbă de burtă. Și din când în când. Oală de ciorbă de burtă. Burtă sau sub burtă, depinde cum... Da. Că se pune și burtă și sub burtă. Noi n-am auzit. Da. Că e prea de vreme. La ciorbă. Da, păi, da. Nu, n-auzim așa ceva. E prea de vreme pentru ciorba ta de burtă. Mă, dar de ce te-ai încrispat așa când am spus burtă și... Păi tu ne înțelegi că se pune și de aici de la burtă și de aici se pune în ciorbă. Da. De la burta porcului. Nu știu, că noi n-am făcut ciorbițe de burtă. Da. A, n-ați făcut? Nu. Hai, nu, nici eu n-am făcut ciorbă de burtă. O să faceți. Nici eu n-am făcut. Ce urmează pentru voi, Adriana și Robert, în 2020? Ce proiecte v-ați propus? Avem cum proiecte, stați cu evenimentele? Avem proiecte în curs de lucru, proiecte pe care nu aș vrea să le dezvălui acum. Ești superstițioasă? Nu, sunt superstițioasă, doar că vreau să rămână o surpriză. Chiar și pentru mine. Este ceva ce mi-am dorit de foarte mult timp. Și sunt sigură că va ieși minunat. Proiecte mai departe muzicale sunt pentru evenimente. Vrem să ne prezentăm la fel de bine ca și până acum, pentru că tind să cred că cei care ne-au solicitat au fost foarte încântați. Sper să fie în continuare, să ne mai cheme la evenimente. Proiecte sunt și pentru copiii noștri, proiecte sunt și pentru viața noastră de zi cu zi, pentru că toate trebuie să cumule un singur rezultat până la urmă. Am înțeles că tu ești managerul Tarafului, pentru că oamenii pe tine te pot contacta pe pagina ta de Facebook. Trebuie să intre, acolo șefa, găsesc... Șefa Tarafului. Da. Șefa, șefa. Mai devreme că orice Taraf are o șefă. Prima dată eram pe Facebook, Adriana și Robert Popescu. Și de la așa, un timp de vreme... Răzgândit. Facebook-ul, nu, nu, Facebook-ul s-a răzgândit. Exact, politica lor a fost să menținem un singur nume. Și de aceea l-am ales pe ei să-l menținem, Adriana Popescu. Nu trebuie să faci un pas greșit ca ta. Ei bine, el exagerează un pic ca fiecare bărbat, știi, când tace nevasta, doar atunci te bagi, știi, Nicolae? Da. Doamnelor, domnilor, vreau să vă mulțumesc, Adriana, îți mulțumesc și pentru eu vă că ai mulțumesc. Fost alături de noi în această dimineață. Nicolae, Datcu, îți mulțumim și ție pentru că ești un prieten bun, da, cam așa. Goana. Goana. Dar du-te spre scenă, că o să ne încânți, adică nu pleci așa oricum. Melodia care urmează, da, se intitulează De aș avea și eu căruță. De, avea de ce? De vezi, ce? Fiecare dintre noi ne dorim să avem sau să ne facă cineva cadou cel mai puternic bolid, știi? Cu cei mai mulți care putere, știi? Aceea este așa? Căruța. Dar eu apă? Îmi doresc doar o căruță. Și dacă e apă? Cum? Dacă e apă. E apă? Da. O iau și pe aia, cu tot cu apă. Da, cu noi cu bem căruța. Apă. Noi bem apă și îl ascultăm pe Nicolae Datcu. Vă mulțumim, dragilor, și vă mai așteptăm pe la Matinal și Popular. Doamnelor, domnilor, cântă prietenul nostru drag, Nicolae Datcu.
aș avea și eu căruță, mi-aș găsi și o mândruță. Cărucioara mi-i mâna și mândruța mi-o cânta, verde, verde o viorea. Cărucioara mi-i mâna și mândruța mi-o cânta, verde, verde o viorea. Frunză verde lămâiță, n-am nici mândră, nici căruță. Și mă doare inima când am la cine cânta, verde, verde-o viorea. Și mă doare inima când am la cine cânta, verde, verde-o viorea. Mergând pe vale, mi-a ieșit norocul în cale. O mândruță tinerea din guriță-mi cânta, verde, verde-o viorea. O mândruță tinerea din guriță-mi cânta, verde, verde-o viorea. După ce găsim mândruță, luai și o căruță, verde, verde-o viorea. Cărucioara mi-i mâna și mândruța mi-o cânta, verde, verde-o viorea. Și noroc ai mai bărbatic, eu mă discurc cu toate. Banii nu ți-i cheltuiesc și bărbați o prețuiesc. Acum bărbatul meu să-mi îl țină Dumnezeu, vine acasă mai devreme, s-a apucat de tăiet lemnii. Iertă-mă unul pe altul ca să nu ne știi satul, că nevasta gospodină știi casa cum s-o țină. Și noroc ai mai barbatic, eu mă discurc cu toate, banii nu ți-i cheltuiesc și pe tine te iubesc. Și noroc ai mai barbatic, eu mă discurc cu toate, banii nu ți-i cheltuiesc și bărbați o prețuiesc.
La mulți ani, Vasilica Tătaru, să fii iubită, fericită și să ai parte de tot ce-ți dorești tu. Astăzi este ziua ta și noi, matinalii și popularii, te iubim mult. Și am vrut să-ți facem o surpriză, draga noastră, Vasilica, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Să fii sănătoasă, să ai o zi extraordinară! Dar nu știu și să mă mai fac, ram tiririririra, drăguțului nu-i mai plac, ram tiririririra. Până acu' a fost un bun, ram tiririririra, dar nu par fi nebun, ram tiririririra. Dar nu știu și să mai spun, diridare, diridirida, și-o găsit om într-drum, diridare, dirida. Vine seara supărată, diridare, diridirida, și-mi zi și fii divocheață, diridare, dirida. Ui, măi, bătiță și te-aș bati, mândrilită-li toate, mă! Și gândești, bati, gândești, ram tiririririririra, ca tine nu mai găsești, ram tiririririra. Numai mulița doi trești, ram tiririririririra, și ca tine-o găsuzești, ram tiririririra. Ima uită în jur odată, diridare, diridirida, îmi găsesc bădiți îndată, diridare, dirida. Dacă a mine alta nu-i, diridare, diridirida, îi fac-o până la vasului, diridare, dirida. Ce nu te țin nimba de tare? Nu ești mândru, numai-ți pare, măi! Și bădiță, ram tiririririririra, aș plânji în odăiță, ram tiririririra. Hai să pleci în urma mea, ram tiririririririra, când mândrilitor la sara, ram tiririririra. Ce-ți va părea bati rău, diridare, diridirida, când ai să mai și al meu, diridare, dirida. Ca bine nu mai găsești, mai diridare, diridirida, cât fi lumii mai trăiești, mai diridare, dirida. Și tot ca mine de-ai să cați, când nu găsești până galați, mă, că eu m-am gurat ca o fragă. Ce-s la toată lumea, dragă, hop-hop și așa, mă! Din publicitate mai energici ca niciodată și cu o mulțime de prieteni la scenă, cărora vrem să le spunem bună dimineața! Bună dimineața, doamnelor, domnilor! Bună dimineața, Sebastian Comăneci! Bună dimineața! Și bine ai revenit la noi, ai revenit cu gașca de prieteni. Am înțeles că în fiecare zi pentru tine e ziua ta. Nu chiar. Nu chiar, dar prietenii la nevoie se cunosc și astăzi ai venit cu o gașcă frumoasă și te sărbătorim în continuare. Ziua mea a fost, ca să nu se înțeleagă greșit, a fost pe data de 1 februarie. Unde oho! Astăzi e așa o chestie, ne-am adunat cu toții. Între prieteni, pentru că noi exact. Vorbim despre prietenie în această dimineață. Aceasta este tema emisiunii noastre. Și e frumos să avem prieteni. Da, și astăzi o să aveți o surpriză din partea mea și a maestrului Simeon Pop, un duet în premieră, un duet din repertoriul doamnei Rodica Crețu și doamna Tita Bărbulescu și o melodie tot cu mine în premieră din repertoriul doamnei Mioara Lincan. O, ce frumos! Doamnelor, domnilor, astăzi avem parte și de premiere. Maestre Simeon Pop, mi-era dor de dumneavoastră. Dacă era dor să vă spun în premieră mondială, am să cânt o piesă în limba engleză indiană. Ceva ce nu s-a auzit, cum din ancestral, din înaltul cer, flowing pentru us toate iubirile divine. Deci o să ne picure cu iubire divină, nu numai în cântec cu acesta. Pentru care îi mulțumesc și lui Sebastian, că a făcut regie și a făcut și multe lucruri minunate, este foarte talentat, dar vreau să mă emoționez din nou pentru Lavinia, pentru că florile acestea tremură și ele de emoție, să îi le dăruiesc cu toată iubirea. Ce frumos! Că... Mulțumesc, maestre Simeon Pop! Pentru că... Mulțumesc! Doctorul... Ne plac florile! Da. Dovlețiu Mihai, doctorul meu personal, a zis, vină mai încoace, a zis, dă-i din partea mea
și un pupic. Așa, deci devin altceva, invidios. Altceva. Mihalis, nu știu unde este never. Doamna Marieta, pentru că feblețea mea, doamna Marieta, ce face? Ne urmărește din fața micului ecran. Da, îi dorim sănătate, numai bine, a avut un ușor accident, dar se face bine și o să revină cu forțe, forțe noi. Așa, Marieta, doamna Marieta, bine, da. Vă iubesc foarte tare, vă iubim noi la Matinal și Populari. Să fiți sănătoasă, să fiți bine, pentru că vă vreau aici să facem piruete la Matinali și Populari. Doamnelor, domnilor, vreau să rog pe Sebastian Comănici, pentru că astăzi vorbim despre prietenie, să ne prezinte pe toți prietenii. Eu o să-i las pe ei să se prezinte, dar aș vrea să menționez un lucru. Pe data de 24 martie este ziua dumneei, adică doamnei Marieta, și poate, cine știe, o sărbăm aici. Trebuie să-i facem o surpriză. Doamna Marieta, să vă sănătoșiți grabnic! Noi vă dorim aici să vă sărbătorim pe 24 martie și nu numai, oricând sunteți bineveniți în căsuța noastră. Bună dimineața, dragilor, bine ați revenit! Bună dimineața, Aurelia Răceanu! Bună dimineața, Aurelia, bine ați revenit! Da. Și vă rog frumos să mă lăsați și pe mine să vă dau o dedicație. Chiar și două. La rudele mele din depărtare din Basarabia. Pentru toți basarabenii. Pentru toți, da, familia Andrei, care ei au mai rămas așa cu mine și le mulțumesc mult că mă mai sună și pe mine câteodată. Multă sănătate! Și mai am o dedicație. Vă rog, doamna Aurelia. La o verișoară mică, Anastasia Huidu, din Popeșle Orden, face 3 anișori astăzi. La mulți ani, draga noastră! Sănătate. Și la toți vecinii, și prietenii, și rudele, multă, multă sănătate! Doamne, și pentru Anastasia cea mică fac un cântecel frumos. Mulțumim, doamna Aurelia Răceanu, prietena noastră dragă. Mergem mai departe, bună dimineața! Bună dimineața, eu sunt Elena Santa Maria. Mă bucur să fiu prezentă la emisiunea dumneavoastră, Matinal și Populari. E prima oară când sunt prezent aici, dar ne facem prieteni noi. E o plăcere, da. Și vreau să felicit toate doamnele, pentru că suntem în luna martie, da? Și atunci doamnele trebuie să fie felicitate cu flori, cu mărțișoare. Și nu numai. La mulți ani și domnii, bineînțeles, toată lumea. E primăvară pentru toată lumea. La mulți ani tuturor. La mulți ani tuturor. Bună dimineața, Nelu Badâr. Bine ați revenit bine, pe la noi. Bine, l-am regăsit și eu și vreau să-i spun lui Sebastian că îi sunt un prieten bun și pentru că sunt așa un bun prieten, i-am adus 3 doamne frumoase care sunt invitatele mele în această zi. Este vorba despre doamna Elena Santa Maria, doamna Mioara Bârsan și Alina Ionescu. Vai. Și sperăm că îi vom face un program frumos pentru că ăsta este și scopul. Iar pentru dumneavoastră, ca să vă îndulcesc puțin, o cutie de bomboane. Să nu facem reclamă că nu avem voie. Nu se văd, le-a pus așa să nu se vadă. S-a văzut la televizor. Și un CD un frumos cu domnul Nelu Bădârcea, doamnelor și domnilor. Bate ceasul, vremea trece. Pentru toți să nu treacă trece vremea. Și să nu treacă peste noi așa ușor. Și să intre pe Facebook-ul dumneavoastră și să vă contacteze pentru acest album frumos. Mulțumesc! Mergem mai departe. Bună dimineața, doamnă! Ne face plăcere să vă cunoaștem în această dimineață. Bună dimineața! Sunt fericită că am venit, sunt pentru prima dată la emisiunea noastră. Mulțumesc de invitație domnului Nelu Bădârcea și vreau să transmit și eu tuturor doamnelor și domnișoarelor o primăvară frumoasă și emisiunii Matinal și Populari la mulți ani și sănătate și tot ce vă doriți. Doamne ajută, așa să fie! Bună dimineața, păpușă, și bine ai revenit la noi! Bună dimineața, bine v-am regăsit, mă numesc Denisa Ieniță și mulțumesc pentru invitație domnului Sebastian Comăneci. Vreau să-mi salut și o familia, profesoara de la Școala Populară de Arta Napioaru și domn profesor Puiu Pascu, colegii, doamna dirigintă și sunt onorată pentru că sunt aproape și sunt lângă doamna de muzică de la Școala 103. Ce drăguț! Îmi cer scuze, vreau să fac o dedicație doamnei director de la Școala Gimnazială 103, că astăzi este ziua dumneei și doresc multă sănătate. La mulți ani, doamnă, la mulți ani. Să ne susțină așa cum ne-a susținut și până acum. Așa trebuie să facă orice director de instituție școlară. Mergem mai departe. A venit primăvara. Suntem aceiași când a dat visiun, Petre. Bună dimineața. Bună dimineața, dragilor. Vreau să-i spun și eu lui Sebastian
Multă sănătate, încă o dată la mulți ani, să rămâi la fel de tânăr și de frumos, să fii iubit, fericit în viață, tuturor doamnelor, o primăvară frumoasă. Aceleași urări și din partea mea și într-o lună frumoasă, luna florilor, da? Și vreau să vă spun că piesa de astăzi pe care noi o vom interpreta în mai puțin de două săptămâni pe paginile noastre de socializare, am strâns peste 70.000 de like-uri. Bravo! Este felicitări! Vizualizări! Vizualizări, așa. Nu like-uri, vizualizări. Pe Doamne ajută, nu ne dăm like-uri și vizualizări. Nu, după emisiune. Nu ne lăudăm pentru că... Dar este munca noastră la urmă. Vreau să spunem că noi suntem iubiți, apreciați încă, și pe încă. Această cale... Vedeți, doamna Crina, că se interpretează. Noi suntem iubiți acum. Suntem iubiți de public sau știți ce vreau să zic? Suntem iubiți de public. Să tot omul ce-o vrea, nu? Nu, ne merge bine așa. Vreau să mulțumim tuturor fanilor noștri pentru aprecieri, pentru că ne urmăresc și ne și iubesc și noi îmbrățișăm astăzi pe toată lumea, așa într-o zi frumoasă de primăvară. Bine ați revenit la noi! Bună dimineața! Bine ați revenit la noi! Bună dimineața! Sunt Ducu Marian, un mare admirator al emisiunii Matina și Popular. Ne bucurăm și vă mulțumim. Și mulțumesc invitația lui Sebastian Comăneci, că am revenit la prietenii mei matinali. Așa, încă facem gașca de prieteni să fie. Și mai avem Alina. Un leopard. Leopard! Da, bună dimineața, da, în această dimineață am venit așa deghizată într-un leopard. Mulțumesc domnului Nelu Bădârcea, mă bucur să fiu între prieteni alături de dumneavoastră. Am și eu câteva mulțumiri de făcut. În primul rând vreau să spun la mulți ani pentru 1 martie, pentru 8 martie, doamnei Mioara Voicu, care acum se uită la noi, pentru că am vorbit la telefon eu cu dumnea ei mai devreme. Doamna Mioara Voicu, vă pupăm și vă așteptăm la noi. Vreau să spun la mulți ani tuturor fostelor mele colege de catedră. Vreau să spun la mulți ani bunicii Mărioara și mamei mele și să adresez câteva mulțumiri Cristina Pârvu pentru textul cântecului meu Dragoste cu parfum de trandafiri, Radu Viorel, care s-a ocupat în totalitate de tot ce înseamnă orchestrație, cel mai bun organist, cel mai dintre cei mai. Cântecul a fost scris ca să spun așa după o poveste adevărată și vreau să mai mulțumesc din tot sufletul meu celui mai bun medic nutriționist din țară, Vlad Roșca, pentru că după sărbători iată că am revenit la forma mea inițială. Felicitări, Alina, ne bucurăm că ai revenit în această primăvară la noi, dar, doamnelor, domnilor, când se adună gașca de prieteni, petrecerea trebuie să curgă de la sine la matinal da, și popular. Și continuăm petrecerea noastră cu un duet extraordinar, Sebastian Comăneci și maestrul Simeon Pop. Frunzuliță, mărăcine, măi dorule, măi, noi cântăm cu drag la lume, măi dorule, măi, pentru omul fericit, măi dorule, măi, și pentru cel necăjit, măi dorule, măi, vă cântăm tot ce-i frumos, măi dorule, măi, fii omule bucuros. Hai să ciocnim un pahar cu vin, viața e frumoasă s-o trăim. Hai să ciocnim încă un pahar și hai să uiți omule de amar. Cât am umblat, măi, dorule, măi, am cântat și-am tot cântat, măi, dorule, măi, și de bine și de rău, măi, dorule, măi, ce-a știut sufletul meu. Măi, dorule, măi, și de bine și de rău, măi, dorule, măi, ce-a știut sufletul meu. Măi, dorule, măi.
să ciocnim un pahar cu vin. Viața e frumoasă s-o trăim. Hai să ciocnim încă un pahar și hai să uit omule de amar. Cânte lăutarii, măi dorule mă, că se duc repede anii, măi dorule mă. Să ne bucurăm într-una, măi dorule mă, că viața e numai una, măi dorule mă. Și omul e trecător, măi dorule mă, și prin lume călător. Hai să ciocnim un pahar cu vin, viața e frumoasă s-o trăim. Viața-i din chin și plăceri făcută, ce păcat că e așa de scurtă. Hai să ciocnim un pahar cu vin, viața e frumoasă s-o trăim. Viața-i din chin și plăceri făcută, ce păcat că e așa de scurtă. Dacă nu le văd o zi, mă topesc de două.
Nu pot să stau fără tine sau fără iubirea ta. Promitem că viața toată eu rămân numai a ta. Dragoste cu parfum de trandafir, tu ești povestea unei mari iubiri. Îmi aduci liniște în viață, îmi pui zâmbetul pe față, îmi pui zâmbetul pe față. Toate cât le pătimesc, cu un surâs eu le primesc și aș da tot să știi că te iubesc. Dacă nu te cunoșteam, dacă nu te întâlneam, niciodată n-aș fi iubit ochii tăi care m-au vrăjit. Dacă nu te cunoșteam, stelele nu le întrebam, nopți întregi neîncetat, dacă nu m-ai uitat. Dragul meu, inima mea, este azi numai a ta, căci pe mine tu m-ai fermecat. Însă mă gândesc mereu, dacă-ți sunt dragă și eu, aud vorbe în tot locul, cum că-mi este rău norocul, că pe alta tu iubești, cu ea te căsătorești și pe mine doar mă amăgești. Dacă nu te cunoșteam, dacă nu te întâlneam, niciodată n-aș fi iubit ochii tăi care m-au vrăjit. Dacă nu te cunoșteam, stelele nu le întrebam, nopți întregi neîncetat, dacă nu m-ai uitat. Și-a de nașul cu vina, uite, uite așa. Ține fină, vin și bea, uite, uite așa. Că diseară ești a mea, uite, uite așa. Că diseară ești a mea, uite, uite așa. Mâine seara cui vei vrea, uite, uite așa. Către nașă s-o zicea, uite, uite așa. Nașule, n-o fi păcat, uite, uite așa. Să te cuci cu mine-n pat, uite, uite așa. Nașule,
să vină, nu-i păcat, uite, uite așa, că pe toate eu le fac, uite, uite așa. Are nașul tău parale, uite, uite așa, plătește o slujbă mare, uite, uite așa. Are nașul tău parale, uite, uite așa, plătește o slujbă mare, uite, uite așa. Are nașu bani și lire, uite, uite așa, și face o mănăstire, uite, uite așa. Care trece să se închine, uite, uite așa, să ierte păcat de bine, uite, uite așa. Care trece să se închine, uite, uite așa, să ierte păcat de bine, uite, uite așa. Thank you.
ce ne aduce dar speranța și încrederea cui e. Și o tristețe trecătoare pleacă tot cum a venit. Când un cântec ca o floare maestre Simion Pop, marele maestru Simion Pop, doamnelor și domnilor, vă invităm lângă noi pe turcoazică pentru că știu că această melodie vreți să-i o dedicați cuiva. Noi o dedicăm și doamnei Marieta, pe care o iubim foarte mult și îi dorim însănătoșire grabnică și o așteptăm să facem piruetele cele mai frumoase împreună. Noi pe Dana o iubim și pe cine? Și pe Sebastian. Romanța e alta decât aș fi dorit, romanța Mioara, pentru Mioara Voicu, oricum o știe și i-am dedicat-o în alte câteva rânduri, această piesă e cu totul alta. E dar o piesă frumoasă, pe care puteți să-i o dedicați suflet. Doamnei Mioara Voicu, pentru că este o împătimită a romanțelor. Știu și de aceea îi cu mare dragoste și pe 11 martie ne vedem la Consiliul Mondial Român UNESCO, la un spectacol extraordinar, unde Mioara Voicu ne-a invitat. Unde este anfitrioană. Acolo e șefa șefelor de șefe, așa că nu. Șefa șefelor de șefe. Vă pupăm și noi, doamna Mioara Voicu, vă îmbrățișăm și vă așteptăm aici la matinal. Și sperăm că i-a trecut răceala, pentru că a fost foarte răcită doamna Mioara Voicu și îi transmitem și dumneaei însănătoșire grabnică și așteptăm o șezătoare, așa ca la carte, cum numai dumneaei împreună cu prietenii poate să o facă. Pentru că are foarte mulți prieteni care păstrează tradițiile, obiceiurile, lucruri pe care le mai întâlnim foarte, foarte rar. Așa este. Mioara, sănătate și bucurie și să mai zicem pentru Stella Clinciu din asta, am uitat, dar n-am uitat așa, pe Simona din Italia să-i salutăm. Pormă, Lenuța, Coana Lenuța a făcut 80 de ani ieri, la mulți ani, Coana Lenuța. Și la prietenii din Transilvania, la Cicișor, fica mea, așa, adoptire de dragă. Maestre Simion Pop, da. Cum o răsfățați pe doamna Marieta, chiar dacă e bolnăvioară, acum de 8 martie, pentru că duminică trebuie să o sărbătoriți. Da. Puiuț, face-te bine. Face-te bine că o să fiu lângă tine. Și mereu sunt lângă tine de 18 ani și mesajul meu, musai că te va face bine, că uitați, toată lumea din platou te iubește, inclusiv Lavinia, care și-a primit florile, și din partea ta până la urmă. Nu mai vorbesc de acest... Nu pot să zic, bunul tău prieten, marele meu amic, pentru că el a ținut-o în brațe și am pus pe Facebook și știu o lume întreagă că se iau dragi. Nu-i rău treaba asta. Mi este iubirea... foarte dragă doamna Marieta, doamnelor și domnilor, și acest lucru este cunoscut de dumneavoastră, dar în continuare avem niște imagini de la o petrecere inedită. Sebastian Cumănește, așteptăm noi. Alături de noi. Tot am vorbit că a fost ziua ta de naștere pe 1 februarie. A trecut ceva vreme, dar vrem să vedem și noi și telespectatorii de acasă cum te-ai petrecut, cum ai sărbătorit. Câți ani ai împlinit? 31. Oh, mulți înainte. Mulțumesc. Tinerel. Imaginea o să vorbească de la sine. A fost o petrecere foarte frumoasă, alături de mari nume, doamna Mioara Lincan, doamna Panselța Ferraru și mulți alții, o să-i vedeți noastră, și am zis să fac așa un fragment cu fiecare, toți cei care au fost la ziua mea prezenți, o parte din ei sunt aici, alții ne privesc acum la televizor, și am zis să un fragment cu fiecare să, așa să, se ca bucure, o, să se bucure și să vă amintiți cât de frumos exact, ați trecut. Exact, și să vadă și telespectatorii de acasă
Cum a fost ziua ta la 31 de ani? Da. Marieta s-a distrat cum nu exact. S-a mai distrat niciodată. A dansat absolut 3 ore de la A la Z și o vedeți acolo plină de energie. Într-o roșie, roșie elegantă, superb, roșie elegantă. Și pe Simeon Pop zici că e mafiot, dar nu arată rău. Haideți să vedem imaginile, doamnelor și domnilor. A fost ziua lui Sebastian Comăneci și noi acum privim ce s-a întâmplat acolo. Dragul meu, unde am venit, ai bună seara.
ușurele, că eu sunt fricos de fel, măi. Doar vecina-i vinovată, bat-o norocul s-o bată. M-a chemat să-i tai un pui și să-i fac un frigărui, să-i fac puiul la cuptor, că-i place pe rotisor, măi. Viața mai ușoară, să-mi pui bani de cheltuială și să fii o mare doamnă. Mă descurc singur acasă, că vecinul nu mă lasă. Doi tăia un puișor, vecinul dă ajutor. Hai du-te în țări străine, sau aduc și eu mai bine. Mândra mea, stai să stai un pui, mândra mea, să-ți fac frigărui. Mândra mea, ți-l fac la cuptor, mândra mea, tot pe rotisor. Hei, 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 hai să ne împăcăm. Hei, 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 de la cap s-o luăm. Hei, 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 hai să ne împăcăm. Hei, 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 la lume să cântăm. Ce dulce-i tinerețea, cât te ține frumusețea. Oricine îmbătrânește și cum a fost nu mai este. Oricine îmbătrânește și cum a fost nu mai este. Tinerețe mândră floare, ce păcat ești trecătoare, când se dracă să trăiești, măi. Omule, îmbătrânești, măi. Viață, viață, cum te treci, omule, cât te petreci. Cât în lume iubești tu, știe numai sufletul. Cât în lume iubești tu, știe numai sufletul, măi. Am fost tânăr și frumos și la mândre drăgăstos, dar după ani de iubit, măi, visai cam îmbătrânit, măi. Ce folos că viața trece și tot omul se petrece. Și bătrânețea e o floare, omul e om până când moare. Și bătrânețea e o floare, omul e om până când moare. Și lasă în urma lor numai dragoste și dor. Numai dragoste și dor, măi, pentru omul iubitor, măi.
maestrul Simeon Pop s-a schimbat. Am gustat ceva dulce, doamnelor și domnilor. Iar acum urmează un moment live 100%, pentru că îi avem pe prietenii noștri deja, formația Adriana și Robert Popescu. Doamnelor, domnilor, am revenit la matinali și populari pe ultima sută de metri. Suntem alături de gașca de prieteni a lui Sebastian Comăneci. El nu este singur, este împreună cu prietenii lui dragi și în această dimineață au venit să ne încânte, să vă încânte și să vă arate ce înseamnă definiția prieteniei. Prieteni care de altfel i-au fost alături și la petrecerea de ziua lui de naștere. Maestru Simeon Pop, după cum observați și dumneavoastră, s-a schimbat. Aveți o ținută foarte interesantă, maestru. Cine v-a făcut această ținută? Maharaja, deci eu sunt un mare rege al tuturor timpurilor. Aveți vreo nevoie, vreo problemă, apelați cu dragoste, știți că iubirea este gratis, spunea un fost prieten de-al meu, Mihalis. Da. Bunătatea este gratis. Eu zic că bunătatea e gratis. Și iubirea. Și iubirea e gratis. Așa. Important este cui o oferim gratuit. Tuturor celor care doresc așa ceva, este vorba de din ancestral. Mama divină este acolo și ne trimite iubire. Iubirea ne-o trimite în permanență, doar trebuie să o primim. E un lucru minunat. Legat de domnul Sebastian, e un talent desăvârșit, aș zice eu.
faptul că știe să organizeze atât de bine cu Bădurcea împreună, sigur nu mă închipui altfel, așa, și a făcut o petrecere, toate petrecerile lui sunt deosebite. Știe să-și aleagă prietenii cu sensibilitate, cu inima, cred eu, și ăsta e un lucru minunat. Era frumușel ca un actor de Hollywood, la petrecere nici acum nu arată foarte rău, deci odată cu primăvara a mai întinerit și el, acum are 31 și un pic, 31 de ani și un picuț așa. Ce să spun, emisiunea mi s-a părut foarte frumoasă, cei dragi au răspuns cu iubire aceste invitații. Asta înseamnă prietenie. Da. Apropo de iubire și de prietenie, ce simțiți dumneavoastră pentru Sebastian? Vă este așa ca un copil? Pentru că știm că îl ajutați foarte mult. Sebastian, eu l-am adoptat eu și cu Mioara, cu Marieta. Acum, domnule maestre, știți, am auzit că i-ați făcut dedicație și melodia, romanța. Nu mai știu ce să cred, doamna Vioara Voicu. Dacă avem ceva noutăți în showbiz, știți cum este. No. Exclusivități, șoc, șoc, șoc. No. Tinerii care s-au afirmat și mai au nevoie de încurajare, de ce să nu o facem? O viață întreagă le-am fost dascăl, le-am fost profesor, le-am dat indicații prețioase, pentru că nu-i de colo să ai. Înregistrarea am făcut-o la 82 de ani, oameni dragi, și Dumnezeu, Maica Domnului, ne-a ajutat, pentru că mi-a ieșit. Este cântecul, cum să spun, aș zice, folclor indian, dar el este o compoziție care ne spune cât de frumos curge iubirea divină din ancestral peste toată lumea, cei care doresc așa ceva. Maestre, deci, câte limbi ați cântat în cariera dumneavoastră? Am cântat fiind formație de protocol la ansamblu Ciocârlia, trebuia fiecare delegație care venea din străinătate să le cântăm în limba respectivă. Și cântam bulgărește, cântam ungurește, cântam în franceză, je t'apporte de l'espoir, c'est pour le revoir, să vezi dacă e așa. Așa, și cu dragoste învățam un cântec două și nu era rău. Deci lucruri minunate s-au întâmplat în viața aceasta, dar a trecut așa ca un dar. Ne bucurăm în continuare de iubirea divină. E totul. Dacă te iubește Dumnezeu, te iubești și prietenii și toți ceilalți. E mare lucru. Ne-ați spus mai devreme, mie și Laviniei, că suntem oameni care ne-am născut ne-am născut să fim iubiți de Dumnezeu. Suflete realizate. Cum simțiți acest lucru? Păi cum? Și cum vă dați seama? Pentru că ne-ați făcut o confidență, să spunem. Da. Aveți o viziune specială asupra oamenilor care sunt hărăziți de Dumnezeu? Pentru că eu consider că fiecare om în parte este hărăzit frumos de Dumnezeu. Este feeling-ul, ceea ce simți pentru un om. De exemplu, doamna Dana, Lady Dana, iubirea iubirilor, așa. I-am pus o fotografie a cuiva, o prezent, și i-am zis ce simți, Dana, și a simțit rece dintr-un foc. Acum la vine în 2 minute, maestre, în 3 minute, simți? A simțit. Simțiți rece? Da, ești sinceră, ești sinceră. Da. Deci, cum să spun, oamenii luminoși la față, oamenii care splind de iubire, de dragoste, de zâmbete, care doresc binele tuturor și omenirii întregi, ei sunt, așa s-au născut. Oameni mai posați, oameni sunt, cum spun, neghina din grâu, se alege și se văd oamenii care sunt, nu le convine nimic. Oamenii nu le place sunt ca spicele de grâu. Așa. Frumoasă comparație. Noi vă mulțumim tuturor, îți mulțumim, Sebastian. Puteți să-i dați microfonul și lui Sebastian. Și eu vă mulțumesc și aș vrea fiecare să spună două vorbe ca să fie toată lumea împăcată. Foarte repede, că ne taie MCR-ul. Așa. Atâta vreau să spun că mai avem în proiectul nostru, mai avem o melodie pe care o să o înregistrăm luna aceasta. Și vă așteptăm cu melodia la noi. La noi, aici unde au loc premierele, nu? Mulțumim, Păpșică, și te mai așteptăm pe la noi. Ești foarte frumoasă și foarte talentată. Da, bine, aștept și sunt fericită că sunt aici și să mă mai chemați, că e foarte drag. Cu mare drag te mai invităm. Mergem mai departe. Vă mulțumim pentru prezență, doamnă. Da, și eu vă mulțumesc. A fost o onoare să fiu aici la emisiunea dumneavoastră în prezența domnului Simion Pop. Mulțumesc, Sebastian, pentru invitație și domnului Bădărcea pentru invitație. A fost o plăcere să fiu în prezența tuturor invitaților care sunt prieteni Mergem dragi. Mai departe! Doamna Aurelia! Mulțumesc frumos! Sper să mai ne revedem!
Cu drag. Doamne ajută să ne revedem. Domnul și Bădârgă. Eu îl felicit pe Sebastian și știe că îi sunt alături întotdeauna și vreau să fac un singur lucru, o dedicație scurtă unei persoane importante din viața mea, unde eu acolo, de la o perioadă, am început să cânt din nou. Este vorba despre doamna Angelica Ghinea și mulțumesc pe această cale. Doamna Crina, mulțumim, domnul Ion Petre. De invitație, Sebastian, și tuturor o zi frumoasă în continuare. Da, mulțumim, Sebastian, mulțumim, Matinal și Popular, sunteți deosebiți. Tot respectul nostru. Doamnelor, domnilor, vreau să vă spun o exclusivitate, dau din casă, la Vineta cu Vedeta, o să-l vedeți în curând pe Ion Petre. Doamnelor, domnilor, vreau să le mulțumim și Tarafului, Adriana și Robert Popescu. Și bineînțeles că trebuie să mulțumim și sponsorilor noștri. Mulțumim, înainte... mulțumim și noi pentru invitație, mulțumește și Ionuț și Dan. Noi vă mulțumim tare mult și ne revedem mâine dimineață. Sigur că da, sigur că da. Doamnelor, domnilor, Taraful, Adriana și Robert Popescu vor fi și mâine dimineață la noi, la Matinal și Popular. Draga mea, Lavinia, am vorbit prea mult, mai vorbește și tu. Mulțumim și sponsorilor noștri, mulțumim din acord pentru sunet, Masaia Decoration Style, IE Tradițional Românească, atelierul Iuliei Martinescu de la Bonoarele, Mademoiselle Atelier, Cofetăria Claus și Nea Vasile Cozonac. Vă mulțumim tuturor pentru că ne-ați fost alături și astăzi, pentru că ne-ați urmărit. Mâine dimineață vă dăm din nou întâlnire la orele 9 pentru o emisiune extraordinară. Nu uitați, bunătatea este gratis, iar pe final vă lăsăm cu marele maestru Simion Pop. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Flowing through us. You are Mahakali Mahalakshmi. You are Mahapadishakti. You are Mahakali Mahalakshmi. You are Mahapadishakti. When we surrender, we are in paradise. When we surrender, we are in paradise. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing to us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing to us. Shivataji, we love you. Shivataji, we love you. Shivataji, we love you. Shivataji.